Fostul șef al Direcției de Informații și Protecție Internă din Ministerul Afacerilor Interne, Gelu Oltean, partenera lui și un cetățean britanic, cercetați de DIICOT Brașov din cauza că ar fi oferit droguri mai multor persoane într-un centru de relaxare din județul Dâmbovița, rămân în arestul Poliției Brașov pentru încă o lună. Un judecător de drepturi și libertăți al tribunalului a admis astăzi cererea procurorilor de prelungire a măsurii arestării preventive. Stupefiantele din cauza cărora inculpații sunt anchetați au fost analizate de procurorii DIICOT Brașov și s-a stabilit că au în compoziție ayahuasca, strict interzisă în România. Fostul șef al DIPI neagă însă. Ayahuasca este un ceai din frunze și tulpini de plante exotice, folosit în scopuri spirituale de triburile amazoniene. Planta în sine nu este ilegală, însă anchetatorii spun că unul dintre ingrediente folosit la ceremoniile din județul Dâmbovița conținea un produs chimic halucinogen puternic aflat în România pe lista drogurilor de mare risc. Ancheta procurorilor DIICOT Brașov în acest caz continuă.